Salut! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am schimbat puțin decorul, mă săturasem de camera mea portocalie, deși lumina acolo este mult mai bună, am zis să mai schimb puțin decorul și motivul principal pentru care am schimbat decorul, exceptând faptul că mă săturasem de același decor, este această lenjerie de pat mauve minunată. Ia uitați ce material are! Cumpărată de pe site-ul celor de la Prema Luxury Home, nu știu dacă ați auzit până acum, este site-ul VK Blochina. Și am ezitat inițial să achiziționez ceva de pe site-ul lor, în ideea în care m-am uitat pe Facebook și aveau foarte multe review-uri negative. Dar am zis într-un final, avem nevoie de o pernă și o pilotă și mai multe lucrușoare noi prin casă, am zis, na, bine, hai că e momentul să comand, aveau ceva ofertă, o pilotă, două perne și o lenjerie de pat la 250 de lei, nu regret deloc faptul că am cumpărat de pe site-ul lor. Nu este o reclamă, nu este plătită, dar simplu motiv pentru că am stat luni de zile să mă gândesc dacă să cumpăr sau nu de acolo, luând în calcul review-urile de pe Facebook, vreau să vă aduc la cunoștință că materialul din lenjeria aceasta de pat este genială și tot ce am primit de la ei mi se par de super calitate. Iar prețul este unul foarte, foarte bun. Acestea fiind spuse, trec la motivul pentru care am început să filmez clipul acesta și anume produsele de vară ce le-am cumpărat în luna iulie. Cumva am lăsat comanda la finalul lunii iunie și au ajuns pe la începutul lunii iulie. În primul rând mi-am cumpărat produse pentru vară. Produse ce conțin factori de protecție solară, atât pentru păr cât și pentru față. Iar mi-am comandat produsele ce sunt pentru vară, sunt de la o companie franțuzească, se numește Nuxe, a fost înființată undeva prin 1957, e o companie cu tradiție, spre rușinea mea până acum câteva săptămâni nu auzisem de ei, în ideea în care nu am avut produse de la ei. Pe piața românească cumva nu sunt promovate produsele lor, noroc că urmăresc pe Instagram o tipă din Italia, o cheamă Vale la Farmacista. Așa o găsiți pe Instagram, ea lucrează într-o farmacie și promovează mai mult produse ce puteți să le cumpărați din farmacie. Și da, am achiziționat produsele celor de la Nuxe, numele lor este cumva o combinație dintre Natural și Luxe, au ajuns la numele de Nuxe. În primul rând, m-am decis să-mi comand ceva pentru păr. Este un produs lapte protector pentru păr și scalp și protejează părul dacă te expui la soare, dacă mergi la mare și intri în apă sărată sau dacă mergi la piscină și apa e cu mult clor. Am testat produsul acesta de 2 ori, în ideea în care se pulverizează undeva de la 20 de centimetri pe păr, iar apoi îl masez, părul nu rămâne încărcat și are un miros super, super plăcut. Deci, primul produs preferatul meu de la ei, da, nu recomand, doamne, nu regret că l-am cumpărat, nu mai știu să vorbesc. Și având în vedere faptul că am plasat o comandă, produsul acesta costând 70 de lei, am zis, a, păi numai de 70 de lei pot să comand eu, cum nu? Și am mai cumpărat un porfar din acesta travel size ce conține produsele acestea. În primul rând, o apă de parfum,
la propriu m-a dat pe spate apa aceasta de parfum. Nu vă imaginați acum că persistă parfumul foarte mult, persistă undeva la 2-3 ore pe pielea mea, dar este foarte, foarte fain pentru momentele în care mergi la plajă, la piscină, îți dă așa un aer plăcut, e discret, e super, super fain. Iar apoi am mai primit un șampon ce se folosește după expunerea la soare. Puteți să-l folosiți și este șampon și gel de duș, 2 în 1. După expunerea la soare are, câți mililitri oare? Are 50 de mililitri, parfumelul are 30 de mililitri. Apoi am mai primit o loțiune ce se aplică tot după expunerea la soare pe față și corp, tot 50 de mililitri și o cremă pentru față cu factor de protecție 50-30 de mililitri. Cele patru produse au fost la 100 de lei de pe Notino. Mi s-a părut genială, adică cel puțin mie o să-mi ajungă 2 săptămâni în concediu acestea. Mi-am mai comandat de la Pharmacy o cremă cu factor de protecție pentru corp și cam astea o să fie produsele ce le iau eu în vacanță pentru momentele în care mă expun la soare. Bun. Pe lângă produsele acestea, am mai plasat o comandă pe site-ul celor de la makeup.ro. Îmi doream foarte mult niște parfumele de la Rituals. Rituals este o companie olandeză și nu livrează oamenii în România. Inițial m-am gândit, bun, găsesc ceva prieten ce stă pe la Londra sau în orice altă țară din asta Italia, îmi dă adresa, le plătesc înainte, le livrez acolo și apoi mi le trimite în România. Având în vedere că mi s-a părut foarte, foarte complicat să comand parfumelele de la Rituals și să le trimit, să mi le trimită cineva în România, am intrat pe site-ul celor de la makeup.ro și am găsit parfumelele acestea de la Hermes. Sunt 4 mini parfumele, 7,5 ml, cele de sus au un parfum așa mai spre dulce, iar cele din partea de jos sunt fresh. Și am primit în felul următor, primele din partea de sus sunt Un Jardin sur la Lagune și Un Jardin en Méditerranée. Acestea două sunt cumva potrivite pentru temperaturile, pentru perioada mai rece, iar Un Jardin sur le Nil și Le Jardin de Monsieur Lee sunt mai fresh așa și o să le folosesc pentru vară. Parfumelele acestea sunt unisex. În momentul în care le-am comandat, mă gândeam, a, poate pot să le împart cu soțul meu, dar nu, sunt au un aer mai feminin așa și au rămas ale mele la fine. Bun, în aceeași comandă am mai cumpărat niște produse de la Gosh. Gosh este o companie daneză înființată în 1945, deci cumva e o companie cu tradiție. Primul produs ce l-am cumpărat de la ei a fost un ruj cumpărat dintr-un outlet de la Praga. Nici nu auzisem de ei, nu știam de ei acum vreo 4 ani. Și efectiv mi-a plăcut consistența rujului respectiv, l-am cumpărat, iar în momentul în care m-am întors în România, am căutat să văd dacă livrează produse în România sau dacă produsele lor sunt comercializate pe ceva site-uri din România. La data respectivă nu erau și acum câteva luni am descoperit de fapt că pe site-ul celor de la makeup.ro găsesc și produsele lor. Și m-am decis să-mi cumpăr un fond de ten. Așa arată, e nuanța numărul 6. Dacă vreodată ați folosit fond de ten de la Sephora, consistența e cam aceeași. Ce singur o fapt, mi se pare mie, acesta se comportă mai bine decât fondurile de ten de la Sephora.
Și are factor de protecție 15, plus faptul că da, este factor de protecție 15, spun ei cover and conceal și conține și acid hialuronic. Sunt foarte încântată de fondul de ten, l-am testat de vreo câteva ori și astăzi l-am folosit acesta pentru a mă machia. Are, din punctul meu de vedere, e o alegere bună, e un produs cu acoperire mediu spre ridicată. Nu știu dacă am zis, sper că n-am uitat. Iar ultimul produs achiziționat este acesta de la... Este o apă de parfum, Musk Oil No. 6. Ce m-a impresionat la parfumul acesta a fost faptul că a fost lansat în 1969. Este un parfum cu tradiție, este un parfum unisex, însă are așa o tentă de parfum dulce. Nu o să pot să-l folosesc pe perioada verii, dar în perioada rece, cu siguranță, îl voi putea folosi. La fel și acesta mi se pare că are un aer mai mult feminin, chiar dacă este un parfum unisex. Bun, acestea fiind spuse, nu mai am alte produse. Pentru următoarele două luni mi-am propus să nu mai comand nimic online, pentru simplu fapt că este vară, o să vină concediu, dacă reușim să plecăm pe undeva, poate găsesc ceva produse de acolo. Dacă plecăm, teoretic ar trebui să plecăm în Grecia, tot timpul când vin din Grecia, vin cu o traistă de produse, cu o sacoșă de produse pentru a fi testate. Așa că eu sper să fie la fel și anul acesta. Deocamdată, pentru weekendul următor, vă aștept la un travel vlog, va fi ceva în România și aș vrea să împărtășesc cu voi experiența respectivă. See you next time! Vă pup și mulțumesc că ați stat cu mine! Tschüss!